Bună ziua, dragi justițiari! Am zis hai să ieșim și noi la o plimbare, să avem un story time, să discutăm puțin de păcănele. Am postat pe YouTube un mesaj cu oferta de a-mi primit-o și pe story la Instagram. Și jur, au trecut 20 de minute, cred că n-am făcut chestia asta și mi-am dat seama că nu vreau să fac așa ceva. Deci ca să nu stați până la final, să știți că nu vreau să fac așa ceva și acum să vă explic de ce. Vă dai seama, canalul ăsta are nevoie de bani ca să crească. Eu nu mă îmbogățesc, nu m-am îmbogățit. Nu mi-am luat nimic din toată activitatea de până acum, să zici că uite și-a luat ceva sau o mașină, vreo casă. Nimic. Nici măcar o pereche de bluși pentru mine mi-am luat. Toți banii sunt ținuți pentru proiect. De aceea am și păstrez jobul meu, ca să folosesc banii de la jobul meu personal pentru chestiile mele personale. Faza este că proiectul s-a devenit o obsesie pentru mine. Vreau să crească, vreau. Atât de mult încât am renunțat la multe chestii pentru mine. Viață socială, activități de recreere, nu știu. Pentru că vreau să crească, dar chiar eram într-un impas. Să renunț la principii ca să crească acest proiect sau nu. Și am să vă întreb pe voi, pentru că nu știam, eram chiar în dubii, căci, na, oamenii din jurul meu, gen echipa, vor și ei să crească proiectul, vor și ei să fie bani pentru proiect. Și fiecare are câte un principiu diferit. Ideea este că eu, prin ceea ce fac, ajung la mulți copii. Și clar n-aș putea să promovez așa ceva. Și nici nu voi promova așa ceva. Drept urmare, apreciez pe cei care au spus că iale banii, nicio problemă, apreciez încrederea asta și apreciez și pe cei care m-au făcut să înțeleg, băi, stai puțin, se uită copiii la noi, tu ești un om ce le oferă încredere, ei vor avea încredere în tine când vor vedea reclama aia stupidă. Și aveți dreptate. Aveți foarte mare dreptate. O secundă că țipă niște copii. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru feedback. Nu voi face reclame la păcănele. Și chiar cu toată tăria vă spun, nu jucați la păcănele, nu jucați la jocuri de noroc. Acum story time. Ca să înțelegeți că sunt serios când vă spun că n-aș susține niciodată păcănelele și dacă aș fi făcut-o, o făceam pentru că vreau să crească proiectul și mi încălcam niște principii. Tatăl meu a avut probleme cu păcănelele de când era cu mama, adică dinainte să mă nasc, tatăl meu a avut probleme cu păcănelele la modul grav. Grav de tot. Atât de grav că la 18 ani a trebuit să vindem apartamentul pentru că avea datorii la cămătari. Și ca să nu-l omoare, a trebuit să vindem apartamentul și atunci m-am mutat eu în Ferentari. N-a încetat, vă dați seama. Jumate din suma pe care am luat-o pe apartament a băgat-o iar la păcănele. Aia a fost. Când a murit săracul, Dumnezeu să-l ierte, în 2018, tot cu datorii a murit. De la păcănele, de la tot ce a putut el să facă. A avut o boală, e o boală asta și îmi pare rău pentru el. A crescut fără tată, n-a avut cine să-i spună, băi, nu e bine ceea ce faci. Și uite așa, această boală s-a agravat și săracul nu se putea controla. Așa că, da, consider că jocurile de noroc sunt o problemă și nu ar trebui susținute. Oricât de, nu știu, de rațional aș vrea eu să fiu, că am comunitate inteligentă, nu, mesajul meu nu o să fie, intrați și jucați-vă, ci whatever. Nu trebuie să le susțin. Ne vom descurca, nu? Ne-am descurcat până acum, ne vom descurca în continuare. Las, o să fie bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea voastră. Mereu când am avut nevoie de ajutorul vostru, m-ați ajutat, de la o sticlă cu apă până la bani pentru proiect. Deci sunt veșnic recunoscători, de aceea am și vrut să vorbesc cu voi, că voi îmi mai băgați mințile în cap. Sunt om, nu uitați. Sunt om și pot să iau puțin pe arătură. Dar de asta v-am pe voi acolo să-mi spuneți, bă, trezește-te la realitate.
Așa că spuneți nu jocurilor de noroc și hai să vedem cât putem să creștem acest proiect noi. Mulțumesc frumos!